Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la Viața Gurjului împreună cu domnul profesor Ion Elena, directorul CJRAE Gorj, căruia îi spunem bine a revenit în studioul nostru de emisie. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. După cum vedeți și titlul emisiunii noastre, nu întâmplător ați revenit în studio. Săptămâna trecută ați avut un eveniment important și n-a fost doar pentru un eveniment important pentru instituția pe care o conduceți, ci a fost pentru întregul învățământ gorjean și mai ales pentru absolvenții de clasa a 8-a. E vorba de târgul de oferte educaționale, care a ajuns la o ediție importantă. Deja sunt 15 ani, a 15-a ediție de când se desfășoară această manifestare, care a avut de-a lungul anilor, să zicem, o amploare mai mare sau mai mică, dar oricum constant o manifestare importantă în învățământul gorjean. Târgul de ofertă educațională se află în acest an la ediția 15-a, după cum ați precizat. El s-a desfășurat joia trecută, în data de 20 mai, în sala de sport a Colegiului Tehnic numărul 2 din municipiul Târgu Jiu și este o acțiune deosebit de importantă a școlii gorjene, deoarece ea precede momentul în care absolvenții de gimnaziu, respectiv elevii clasei a 8-a, trebuie să ia o decizie foarte importantă pentru viața lor, pentru profilul, pentru viitorul vieții lor. Este vorba despre alegerea traseului educațional și implicit a opțiunii de formare și dezvoltare profesională și în carieră. La acest eveniment, pe care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională l-a pregătit din timp, în baza unui proiect minuțios elaborat, s-au implicat deopotrivă ca și parteneri Consiliul Județean Gorj, instituția care finanțează și coordonează Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională cu maxim de responsabilitate și solicitudine. Un alt partener al nostru în această acțiune a fost Inspectoratul Școlar Județean Gorj. După aceea este vorba de Colegiul Tehnic numărul 2 din municipiul Târgu Jiu și Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu din municipiul Târgu Jiu, instituția care ne-a facilitat aplicarea unui test de orientare școlară și profesională pe un eșantion restrâns de elevi, în scopul descoperirii intereselor și aptitudinilor pe care elevii le manifestă în acest moment al opțiunii pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Este această manifestare, prin amploarea ei, am înțeles că câteva sute de elevi au trecut pragul acestui târg în timp de o zi. Care a fost, să spunem așa, impactul? Nu mă refer la faptul la câți au venit neapărat acolo, ci dacă chiar i-a interesat ce au văzut pe panourile acelea, oferta educațională, dacă i-a interesat pe copii. Am precizat la începutul intervenției noastre că acest proiect a fost realizat din timp și vreau să spun că partenerii noștri în proiectul acesta sunt și consilierii școlari care se află în majoritatea unităților de învățământ din județul Gorj, atât la nivel gimnazial cât și la nivel liceal. În județul Gorj mai avem încă 15 centre ale târgului de ofertă educațională și încă un centru unde noi nu avem cabinete de asistență psihopedagogică, este vorba de Stoina, având în vedere depărtarea de municipiul Târgu Jiu, suplinind această activitate prin profesorii consilieri diriginți și prin profesorii coordonatori de activități educative și extrașcolare. În cazul acesta vreau să vă spun că dinainte s-a realizat o planificare a grupurilor de vizitatori printr-o pregătire și printr-o bună cunoaștere a programului activităților de orientare, deoarece proiectul nostru a demarat activități nu numai pentru data de 20, când a fost expoziția județeană cu ofertele liceelor din județul Gorj și din municipiul Târgu Jiu. Ea a pregătit-o instituția cu încă de la începutul săptămânii respective, deci activitatea s-a desfășurat pe întreaga săptămână, având în vedere activități desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ și la nivelul comunităților locale.
Vreau să spun că am estimat un număr de 900 de vizitatori, din cei 900 estimați, cei care ne-au trecut pragul expozițional s-au situat undeva la peste 800 de elevi gimnaziști. Noi ne-am orientat spre cei de clasa 8-a, dar printre cei care au vizitat acest târg au fost și mai micuți de clasa 7-a, care au zis să ia din timp să vadă. Au venit cu frații lor, cu verișori, cu prieteni. În județ, activitățile s-au desfășurat la nivelul unor întâlniri de lucru, unor schimburi de experiență la nivelul liceilor, pleci cu care aceste licee și-au prezentat oferta educațională, specializările pentru anul școlar 2015-2016. Da, e normal pe undeva să avem, adică mi se pare corect, ca să zicem în zona Rovinari, în zona Motru, unde copiii se duc cu precădere în zona respectivă, să nu vină la Târgu Jiu să vadă oferta de la Târgu Jiu. Asta nu înseamnă că nu puteau să o afle, dacă este cazul, oferta de la liceele din Târgu Jiu. Dar, în general, dumneavoastră, cel de aici, de la Târgu Jiu, a avut cu prioritate copiii din Târgu Jiu și din zonele limitrofe care studiază în Târgu Jiu. De asta cifra. Ca să nu se sperie ce avem 3-4 mii de absolvenți, de fapt vreo 4 mii și ceva, și sunt doar 900 sau 1000 au ajuns la acest târg educațional. Noi am avut în vedere distanța care există între municipiul Târgu Jiu și celelalte centre, dar asta nu înseamnă că târgul nu a fost deschis tuturor absolvenților de clasa 8-a din județul Gorj. Ei vor avea prilejul să vadă pe site-urile noastre imagini de la acest târg, vor avea prilejul să se întâlnească cu reprezentanții liceelor care vor merge în unitățile de învățământ să-și prezinte deja oferta. Da, deja au mers unii. Deja unii și-au programul lor în acest sens să-și promoveze imaginea, și vreau să spun că exponatele prezente în standurile de la acest târg al ofertei educaționale au fost deosebit de bogate și diverse, atractive, pentru că ne adresăm unor personalități în devenire. Ele au cuprins, între altele, profiluri și specializări ale liceilor, rezultate, diplome și trofee obținute de elevii liceilor respective, personalități de prestigiu care au absolvit liceele respective, programe și proiecte interne și externe în care sunt angrenate aceste licee, anumite ecouri din rândul comunităților în care liceele își desfășoară activitatea, precum și, eu știu, rezultate ale cercetării, ale comunicării și informării privind profilurile și activitățile de susținere a specializărilor din aceste licee, chestiuni legate de dotarea materială, de logistică, lucruri care sunt accesibile și reprezintă instrumente și mijloace și informații deosebit de importante pe care elevii de clasa 8-a și tutorilor și prieteni și însoțitori pot să le fructifice, să le valorifice în cristalizarea acelei opțiuni, acelei decizii privind orientarea școlară și profesională. Da, vreau să spun că și ENSA TV vine în, să spunem așa, în această idee. În perioada următoare o să vă întâlniți la Viața Gorjului cu mai multe licee din Târgu Jiu și din județ cu oferta școlară. De fapt, a început deja, ați putut vedea și în materiale publicitare și în emisiunea Viața Gorjului deja diverse licee din județ. O să continuăm această campanie pentru că ca absolvenții de clasa 8 să facă alegerea în cele mai bune condiții, adică să știe acolo unde se duc. De fapt, ceea ce spuneți dumneavoastră este o continuare a acestei activități. După târg, târgul a reprezentat un moment de vârf în ceea ce privește opțiunea. Activitățile noastre de orientare școlară și profesională sunt activități cu un caracter permanent. Ele se desfășoară de la începutul anului școlar, în cabinete de asistență psihopedagogică, în activitățile extrașcolare și extracurriculare, în activitățile de parteneriat, pe anumite proiecte. Ele sunt susținute atât de consilierii școlari din cabinetele de asistență psihopedagogică, de profesorii diriginți, de profesorii de la clasele respective, precum și de anumiți specialiști care provin din diverse domenii ale științei și cunoașterii, de reprezentanți ai autorităților locale, pentru că toți suntem interesați ca să avem tineri bine orientați în ceea ce privește traseul educațional și profesional, avem interesul să avem tineri bine formați civic, moral și profesional, pentru că vrem să realizăm o societate a cunoașterii, o societate
civilizată, dezvoltată. Bun, de la deziderate și până la, să spunem, realități, e o distanță destul de mare și aș vrea să vă spun, abandonând puțin, să zicem, nivelul de clasa 8-a, că avem o mare problemă chiar la nivel de sfârșit de liceu. Absolvenți de facultate, deci cei care optează pentru o facultate, nici ei nu sunt foarte orientați, ceea ce înseamnă că la vremea lor n-au dat atenție foarte mult acestei orientări de clasa 8-a. Chiar discutam cu cineva zilele trecute pe această temă și care îmi spune că, dom'le, de-aia ai constatat că cel puțin la noi, la Gorj, foarte mulți merg în continuare pe domenii. Știu că au, să zicem, 50 de locuri la drept la Brâncuș, au 150 de locuri la inginer tot acolo, au la nu știu care universitate particulară, nu știu câte locuri la nu știu ce. Și merg în funcție de numărul de locuri. Deși n-au nici inclinații spre chestia asta, de multe ori nu se dă nici, adică nu de multe ori, aproape în totalitate nu există examen de admitere, doar examen de dosar, practic, deci un concurs de dosar, și termină, merg și fac față, fac performanță poate unii dintre ei, dar vin pe o piață în care nu ne mai ai nevoie de absolvenți de drept, pentru că sunt deja foarte mulți, unde ai absolvenți de AS sau de orice pregătesc universitățile în Târgu Jiu. Și aici mă întorc și spun, dacă ar fi făcut, să zicem, de multe ori s-ar fi orientat mai bine la clasa 8-a, poate, în funcție de calitățile descoperite și în acești ani de liceu, poate alegea un alt traseu educațional în momentul de învățământ superior. Altfel, ne trezim cu faptul că de multe ori face opțiune întâmplătoare la clasa 8-a spre a 9-a și așa merge cu întâmplarea până termină facultatea și rămâne după aceea în șomaș pentru că nu-și găsește locul pe piața muncii. Este o realitate ceea ce spuneți. De aceea noi acordăm importanța cuvenită activității de orientare școlară și profesională ca și componentă de bază a actului educațional și această activitate începe încă de la educația timpurie sub formă de joc, se continuă și lucru care ne face să credem că este totuși serioasă această dimensiune a managementului educațional, este apariția disciplinii de dezvoltare personală la clasa pregătitoare. Ea se continuă pe traseul educațional cu educația civică la clasele a 3-a și a 4-a, apoi avem o sincopă la clasele a 5-a și a 6-a, avem iarăși educație civică la 8-a și cred că ar trebui la liceu să venim cu ceva noțiuni de etică și morală, încât să coroborăm și cu educația antreprenorială, elemente de educație antreprenorială, ca pe întregul traseu școlar să avem prin disciplină de învățământ, prin curriculum, realizată această activitate de orientare, încât elevii să-și cunoască foarte bine înclinațiile, interesele și aptitudinile, să știe care sunt exigențele opțiunii școlare privind învățarea și cunoașterea pe care o aleg liceu și facultate și dacă ele concordă cu înclinațiile și aptitudinile lor, cu profilul lor personal și după aceea să corelăm această formare școlară și educațională mai târziu, o specializare în facultate, cu specializările care există sau care există pe piața muncii. Pentru că este nefiresc să ne pregătim pentru o specializare care pe piața muncii pierde teren, deci nu mai poate fi găsită. Atunci trebuie să trecem la acțiuni de reconversie sau de pregătire complementară într-un alt domeniu pentru a avea o anumită flexibilitate, o stabilitate și o siguranță a noastră pe piața muncii. Să trecem ușor de la un profil la altul. Iată, deci, cât de important este ca decizia în alegerea opțiunii, deci în opțiunea profesională, trebuie să fie una foarte pragmatică, realistă și să fie în cunoștință de cauză, în concordanță cu ceea ce poți să faci, pentru ca mai târziu să apară acea satisfacție profesională și împlinirea ta personală, mulțumirea pentru ceea ce faci și dorința de a te afirma și a te dezvolta permanent. Da, vă spuneam, este corect ce spuneți și faptul că faceți eforturi ca instituție în acest domeniu este lăudabil.
Acum suntem însă în România și ne izbim de unele lucruri, ba din contră, foarte mulți din afara școlii așteaptă ca școala să facă minuni, deși școala, ca orice instituție din această societate, are aceleași probleme, ca să spunem așa. De exemplu, se tot reproșează învățământului și nu neapărat la nivel gimnazial, dar poate începem de acolo, cum spuneam, până la traseul de învățământ superior, se reproșează învățământului în general că nu pregătește tinerii pentru piața muncii. Dar nu avem o direcție, nu avem o ăsta. Deci noi pregătim până la urmă, să zicem, absolvenți pe anumite domenii, care în condițiile în care suntem un județ, să zicem, monoindustrial, unde locurile de muncă se fac foarte greu și sunt cam în aceleași domenii, e normal pe undeva să nu-și găsească loc pe piața muncii foarte mult tinerii. Dar în același timp, deci toată lumea se uită, cum spuneam, la învățământ, că nu face, că nu drege, dar fănțăutul poate face ce poate să facă la acest moment. Este într-adevăr o neconcordanță mare aici între ceea ce realizăm prin formarea în școală și ceea ce găsim sau nu găsim pe piața muncii. De fapt, piața muncii la noi acum nu prea este conturată, așa este o piață a muncii instabilă, să zic, eu știu, vulnerabilă, la schimbări foarte dese și nesigure. Ceea ce nu poate să împiedice învățământul ca să-și cristalizeze un pic mai bine anumite specializări, anumite profiluri și să acorde mai multă atenție învățământului profesional, școlilor de arte și meserii, învățământului vocațional. Este bine ca să realizăm anumite specializări în care înclinațiile copiilor, interesele lor, motivația lor pentru a face ceva atrăgător, ceva care să-i preocupe, să-i atragă, trebuie să creăm acest spațiu în care ei să se afirme. Și încă nu am realizat acest lucru, pentru că, vedeți, și foarte bine ați constatat, avem absolvenți de licee, să zicem, tehnologice, care nu își găsesc pe piața muncii corespondentul profesional. De pildă, mă uit la absolvenții de mecatronică sau eu știu ce, nu mai avem acele întreprinderi, eu știu, agenți economici care să, și atunci ei trebuie să se recalifice, să găsească alte domenii în care să se afirme sau practică activități pentru care nu sunt formați inițial și pentru a realiza pur și simplu un salariu și după aceea reușesc să se caleze pe un anume domeniu de ocupație. Asta înseamnă că pierd timp și oricum pierd și din afirmarea lor în carieră, eu știu, din realizarea unor obiective de natură personală, socială, culturală, la o adică. Iată că prin testele pe care le aplicăm, chestionarele pe care le aplicăm, testele vizează înclinațiile și aptitudinile elevilor, chestionarele vizează opțiunea lor pentru un anumit profil. Este deosebit de important acest lucru, pentru că atunci când știm care sunt și noi, avem în derulare, în finalizare, un astfel de chestionar de orientare școlară și profesională, e vorba de chestionare standard, teste standard pentru acest domeniu. În momentul în care vom finaliza acest chestionar, și nu e departe momentul acela, în următoarele o săptămână, două săptămâni, vom ști exact câți elevi, deci câți absolvenți de clasa 8-a din județul Dor, să zicem, optează pentru profilul, eu știu, de mediu, să zicem, protecția mediului, sau, eu știu, pentru mecanică, sau pentru mecanici auto, sau, eu știu, pentru informatică, știm exact. Și atunci putem să dezvoltăm specializările și profilurile de la unitățile de învățământ în funcție de aceste opțiuni. Să nu avem excedent de locuri pe un anume domeniu care nu se ocupă și locuri puține pe un alt domeniu unde sunt mai multe opțiuni. Dar totodată aceste specializări trebuie corelate cu piața muncii. Ei, pentru asta trebuie realizat alt studiu. Și au existat la nivelul școlii din Gorj, la nivelul inspectoratului școlar, proiecte POSDRU cu fonduri europene nerambursabile, care au studiat impactul absolvenților de liceu tehnologic, învățământului tehnic și profesional, cu profesiunile care existau pe piața muncii. Un studiu, deci după acest proiect, a rezultat un studiu care
a confirmat că doar 5% dintre absolvenții acestor licee tehnologice ocupă specializarea în câmpul muncii pentru care s-au pregătit în liceu. Restul merg spre alte specializări. Da, acum vreau să vă dau un exemplu. Deci, o clasă, să zicem, de filologie de la un liceu cunoscut din Târgu Jiu, la un colegiu național, la nivelul anului trecut. Din 27 de copii care au terminat clasa a 12-a, au plecat, 16 au dat la Academia de Poliție, au mai dat la drept, în orice caz, practic, dar foarte interesant, o parte din ei au ales medicină. În condițiile în care ei nu fac la clasă, deci chestia asta, deci au cu totul altă, deci asta trebuie să o facă particular, să pună accent pe chestiile astea. Deci, deși copiii sunt buni, au fost buni și au terminat cu medie mare și sunt acum chiar vreo 3, chiar studenți la medicină, sau 3 sau 4, vreau să vă dau exemplu de faptul că ei nu s-au orientat corect, pentru că dacă ar fi mers la un profil cât de cât care să le permită să facă medicină. Și aici nu vreau să vă mai dau un exemplu din liceele tehnologice. Specialitățile acelea, științe naturale, care pot să pregătească mai mult un copil pentru medicină, dar de acolo avem foarte mulți studenți la drept. Avem foarte mulți. Deci vreau să vă spun că aceste opțiuni se fac în continuare, după ureche sau de multe ori după liceu, sau și mai rău, după cum vrea părintele, în sensul că se gândește el că el a terminat nu știu ce liceu și să-l dau și pe copilul meu acolo, chiar dacă, să zicem, copilul nu avem, să zicem, înclinațiile lui exact și ne trezim cu el că el îi deci ar fi bun, să zicem, spre matematică, spre real, și părinții forțează să-l trimită spre o ramură umanistă. Sunt explicabile aceste situații din mai multe motive. Avem de-a face aici cu o deturnare de sens, spun eu. În primul rând, este vorba de intrarea în joc a intereselor. În acest moment, alegerea este făcută în funcție de interese. De ce? Pentru că sunt foarte mulți absolvenți de clasa 8-a care optează, ați observat, pentru licee militare, pentru școlile militare, eu știu, pentru Academia, adică nu Academia, licee militare care pregătesc pentru Academia de Poliție mai târziu, deoarece ei caută încă din start, în ceea ce privește cariera, un loc de muncă sigur, stabil și bine plătit. Ei, aici avem de a face, înainte de a vorbi de altceva, de interese. Dar dacă interesele coincid cu înclinațiile, aptitudinile și, eu știu, aspirațiile lor, atunci este un caz fericit. Ei se vor afirma pe acest domeniu. Iar dacă acestea nu se găsesc, deci avem numai de interes în față, fără înclinații și aptitudini, fără cunoștințe bine structurate, avem de a face cu un eșec. Și atunci este mai greu să recuperăm. Este vorba și de influențe. Influențele pot să vină de la colegi, în primul rând, de la prieteni, de la părinți, de la grupuri, de la comunitate, de la anumite modele. Alte ori avem de a face și cu anumite frustrări din istoria personală a părinților. Dacă el n-a reușit într-un domeniu, poate reușește fiul sau fiica și nu mai ține seama dacă acesta are sau nu are înclinații sau aptitudini. Unii dintre părinți poate nu reușesc să înțeleagă dezvoltarea personală a copilului, anumite trăsături ale profilului de personalitate al copilului. Și atunci forțează această decizie. Este bine ca să avem în vedere toți partenerii educaționali. În activitățile pe care noi le facem, avem în vedere parteneriatul, adică stăm de vorbă în primul rând cu cei care sunt beneficiarii acestei decizii, copiii, elevii, după aceea cu părinții care sunt beneficiarii indirecți ai acestei decizii, prietenii copiilor și implicit comunitatea, pentru că tot trebuie să ne implicăm în această activitate, deoarece am spus, atunci când resursa umană este bine pregătită și bine orientată școlar și profesional, societatea are de câștigat. Comunitatea, familia, persoana respectivă, deci este bine să avem satisfacții. Cum facem satisfacțiile? Printr-o decizie realistă. E o problemă aici, și anume,
cum a spus și dumneavoastră mai devreme, faptul că unii părinți și unii copii zic, mă, dacă merg la liceu cu tare, la profilul cu tare, am și ca, o să obțin calificarea nu știu care îmi permite să fiu pe piața muncii. Știm foarte bine că pe anumite domenii, să zicem, faptul că ești tehnician în ceva, cum ești după liceu, contează și poți să-ți găsești un loc de muncă, în altele nu. Și vă dau un exemplu cu riscul de a supăra pe cineva. Avem în continuare la ofertele școlare profilul învățători educator la nivelul liceului. Vreau să vă spun, și știți foarte bine că suntem în domeniul acesta, nu, acest profil nu mai este cum era, să zicem, acum 25 de ani, când absolventul de acest profil prestigios putea profesa în învățământ după absolvire, ba din contră avea și repartiție până în 89 sau în primii ani după Revoluție, iar acum practic un profil ca oricare altul, dacă nu faci învățământ superior, nu vei putea lucra în educație. E adevărat, cei care merg la asemenea profil termină un liceu serios, deci un liceu care le garantează, să zicem, performanța mai departe. Dar performanța în ce sens? Că trebuie să meargă la o universitate, învățământ superior. Deci cu acest profil nu pot să fie învățător și educatoare cum părinții lor cred, că aici de multe ori nu e opțiunea copilului, ci opțiunea părintelui care ar termina acest profil. N-am nicio treabă cu, adică în sensul negativ, cu Spiru Haret, liceul care face acest lucru, dar în momentul de față părinții trebuie să înțeleagă și acest lucru, că nu le deci acel profil nu garantează. Nu angajează decât după învățământ superior. E adevărat că e o pregătire didactică mai bună la acel liceu, pentru că sunt profesioniști în domeniu și din întâmplare suntem doi absolvenți de acest liceu, bine, profiluri diferite în studio. Dar asta nu înseamnă că mai poți să-l faci acum, să ajungi învățător doar cu liceu. Se cere cu totul altceva. Știți dumneavoastră că pentru a avea o casă durabilă trebuie să fii atent cum construiești temeria. De acord. Iată, ne ducem la situația educațională, la situația școlii. Este foarte important cât de pregătiți sunt cei care fac educație timpurie, adică la nivelul învățământului preșcolar și învățământului primar, preprimar și primar. E vorba de educatoare și învățători acum, educatoare, profesori, învățământ preșcolar, învățători, profesori, învățământ primar. Mie mi se pare nepotrivit să cuplăm cele două profiluri, să zicem învățător, educator. Cred că a fost o decizie mai puțin inspirată pentru cei care au realizat acest lucru, pentru decidenții din învățământ. Eu aș fi lăsat aceste profiluri separat, învățător pentru învățământ primar și educatoare pentru învățământul preșcolar, deoarece formarea psihopedagogică a celor responsabili de instruirea acestor copii este complexă. Una este psihologia copilului de vârstă mică, mă refer perioada activității preșcolare, la grădiniță. Psihologia copilului se schimbă după aceea la învățământul primar și mai departe după cum el crește, înaintează în vârstă. Plus metodologia, plus conținuturile activităților, disciplinelor care se predau la aceste cicluri de învățământ. Nu este o problemă că părinții sunt deranjați că la terminarea profilului, să zicem acum, educator, învățător de la un colegiu, cum este Spiru Haret, o instituție de învățământ cu prestigiu și istorie în spațiul școlii gorjene. Vreau să spun că aici ne întâlnim cu învățământul vocațional în adevăratul sens al cuvântului, deoarece la intrarea în liceu aici, absolvenții de gimnaziu trec probe de aptitudini. Iată că selecția resursei umane pentru acest colegiu se face pe baza unor probe de aptitudini. Elevii respectivi trebuie să aibă înclinații și aptitudini pentru profilul pedagogic, de a lucra cu copiii de vârstă preșcolară și de învățământ primar. Ei trebuie să manifeste înclinații și aptitudini în domeniul comunicării, al dicției, în ceea ce privește artele, mă refer la artele vizuale, la muzică, eu știu, la dezvoltarea lor personală, la cultura generală pe care o au, deoarece cea mai valoroasă resursă dintre absolvenții de gimnaziu se orientează spre acest profil, eu așa cred. Și
Mai târziu, învățământul superior ar trebui să vină în întâmpinarea acestei specializări, încât să dezvolte pe lângă instituțiile de învățământ superior, pe lângă universități, facultăți cu profil pedagogic, în care să se dezvolte formarea inițială pe aceste specializări. Mă refer profesor pentru învățământ preșcolar și profesor pentru învățământ primar, încât încadrarea învățământului la aceste niveluri de studiu să se realizeze cu o resursă umană valoroasă, bine pregătită profesional, pentru că în condițiile acestea trimitem în sistemul educațional copii bine pregătiți la nivel de grădiniță și învățământ preșcolar, primar, încât să nu avem probleme mai târziu, cum ne întâlnim acum atât la gimnaziu cât și la liceu, cu elevi care întâmpină dificultăți de învățare, dificultăți care au apărut în urma unor, eu știu, carențe de natură pedagogică, unor carențe de natură personală, în dezvoltarea lor personală, în ceea ce privește, eu știu, anumite carențe de relaționare în interiorul grupului, în afară, în familie și așa mai departe. Să avem cât mai puțin copii de acest fel, dacă se poate, pentru că, v-am spus, ne ducem iarăși la calitate în educație. Iată, deci există discordanțe pe care decidenții din sistem le-au creat, dar ele pot fi și corectate. Important este să vrem și să avem ca obiectiv beneficiarul actului educațional, adică elevul, calitatea educației și formarea unui cetățean bine pregătit pentru muncă și pentru viață. Am primit mai multe mesaje. Unul dintre ele vă întreabă așa: sunt un elev de clasa 8-a. De ce ar trebui să țin cont când aleg liceu? O întrebare foarte clară. Deci îi place mai mult să facă, să se cunoască foarte bine pe sine, să știe ce aptitudini are, ce înclinații, ce interese, ceea ce face cu mai multă ușurință. Dacă îi place foarte mult limba română, de pildă, și excelează la comunicare, la scriere, la lectură, îi place să analizeze textele și înțelege foarte mult mesajul unor texte, este foarte potrivit pentru un profil de filologie. Mai târziu să meargă în învățământul superior spre științe juridice, eu știu, spre un profil umanist, poate să meargă spre limbi moderne, are un câmp de acțiune foarte larg și important este să se cunoască pe sine și să analizeze foarte, foarte bine momentul, deci să țină seama de aceste inclinații, de aceea ce face el cu foarte multă ușurință, ce îi place foarte mult să facă. Cineva ne întreabă dacă știm când apar broșurile cu locurile la licee, pentru că în calendarul aprobat de MEN, de Ministerul Educației Naționale, se numește altfel acum, trebuia ca acest lucru să se întâmple pe 1 mai. Asta este problema inspectoratului școlar. Numai inspectoratul școlar poate să decidă acest lucru, dar știu că ele sunt pe cale de distribuire, cred că au început să se distribuie în școli. Nu am cunoștințe despre această problemă, dar cred că ea va fi soluționată la timp. Dar nu ăsta este marele lucru. Important e, deci la ei acum ar trebui ca să fie cristalizată deja opțiunea, pentru că ei ar trebui să se cunoască până acum bine și să știe ce vor să facă, numai la liceu și mai târziu. Deci opțiunea lor trebuie să vizeze nu numai activitatea imediată, ci și de mai târziu, de perspectivă. Da, cineva vă transmite salutări și vă întreabă. Mulțumesc. Vă întreabă dacă, cum comentați că o să avem din toamnă o oră de educație sanitară în școli, cum a anunțat Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu. Păi, Ministrul Sănătății nu știu dacă știe, eu știu foarte bine că Ministerul Educației și Cercetării Științifice acum, pentru că Ministerul nostru se schimbă foarte des în ceea ce privește numele, denumirea. Știu că în învățământul românesc s-a derulat un proiect POSDRU foarte, foarte important și extraordinar de bine manageriat. Este vorba de educația pentru sănătate în școala românească. Această educație pentru sănătate cuprinde atât ciclul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, nu știu dacă liceu. La liceu există acest lucru. Nu condamn decizia Ministrului Sănătății. Eu cred că ar trebui să fi fost luat o decizie în parteneriat între cele două ministere, dar educație pentru sănătate se făcea în activitățile de consiliere și de management al grupurilor educogene, mai ales în activitățile extrașcolare, extracurriculare, la toate ciclurile de învățământ. Și chiar e și disciplină opțională, pentru că
Pe parcursul acestui proiect a fost elaborată atât o programă de educație pentru sănătate, cât și anumite cursuri pe care le pot folosi cei care predau. Sunt și formatori la nivel național pe educație pentru sănătate, eu fiind unul dintre aceștia. Deci pot să predau educație pentru sănătate oricând. Eu știu, decizia ministrului este una binevenită, dar dumnealui cred că nu s-a informat foarte bine asupra problemei, pentru că opțiunea pentru educație privind sănătatea în școală este de mult implementată în sistem și eu cred că ea ar fi bine să fie bine conturată, să știe exact unde se face, cum se face, câte ore intră în planul de învățământ. Și eu consider sănătoasă această educație pentru sănătate, întrucât contribuie la formarea unui stil de viață sănătos pentru orice persoană. De asta avem noi nevoie. Nu știu, trebuie să știm să și trăim, trebuie să știm să avem grijă de propria persoană, încât să avem o conduită preventivă, ca să nu umplem spitalele, să nu prefacem presiunea asupra bugetului. Sunt multe lucruri legate de știința de a trăi. Este binevenită o oră de educație pentru sănătate. Important este cine va preda această oră, cât de bine este pregătit și care va fi eficiența ei, pentru că trebuie să ne așteptăm la o eficiență. Ea trebuie să regăsească modul de viață al fiecăruia dintre noi. Da, a revenit telespectatorul nostru și spunea, nu doresc neapărat broșura, ci unde pot găsi locurile la licee și profilurile, ne întreabă. Fiecare liceu are pagina web proprie și acolo sunt toate informațiile privitoare la profiluri, la specializări, la număr de locuri, la dotarea materială, eu știu, proiecte și programe pe acest domeniu. Se poate informa. Da, acum nu sunt toate la un loc, deci trebuie să luați pe fiecare liceu în parte, dar cu siguranță în câteva zile broșura ajunge în școli și atunci nu va mai fi o problemă. Mergem mai departe, apropo de această manifestare, târgul de oferte educaționale. Bineînțeles, ați, să spunem așa, ați monitorizat toată această manifestare. În general, să zicem, asta e ca o curiozitate până la urmă, absolvenții de clasa 8-a, de ce au fost atrași mai mult? De panourile cât mai frumoase, cât mai înflorate de copiii foști, deci cei care sunt în curs de absolvire, care să-i convingă colegilor mai mari, sau ce a atras cel mai mult la oferta unui liceu? Eu am observat în timpul târgului un interes din partea gimnaziștilor în spațiul acestui târg, iar ei au apreciat la târgul de ofertă atât modalitatea de organizare a standurilor, felul în care reprezentanții liceelor, elevii liceelor, eu știu, și modul în care ei și-au prezentat oferta. Au luat de la fiecare liceu pliante în care era prezentat liceul respectiv și, eu știu, profilurile liceului, anumite produse ale activităților și la finalul vizitei în târgul expozițional aveam standul unde, sau locul mai bine spus, unde se realiza acel chestionar de satisfacție în care ei trebuia să răspundă la un număr de întrebări care vizau anumite exact ceea ce le-a plăcut la acest târg, ce i-a impresionat mai mult. Unele licee au venit aici cu anumite modalități de prezentare, adică elevii liceelor respective aveau o anume costumație, să zic, ca și pentru târg, prezentau oferte. De pildă, pe mine, ca și adult, m-a impresionat standul colegiului economic. În standul acesta am putut vedea produse ale unei firme de exercițiu. Mă refer la profilul economic, era vorba despre produse de panificație acolo. Erau și niște prăjituri realizate, anumite sortimente de pâine, eu știu, de produse de panificație. Alte licee, de pildă Ion Mincu, am văzut acolo niște motorașe, eu știu, anumite realizări în domeniul tehnic. La Colegiul Auto, un automobil tester privind în ceea ce privește conducerea. La Liceul de Artă, niște realizări din lut, niște modelări, niște modele, niște tablouri, eu știu,
fiecare liceu cu profilul lui. Ei au fost impresionați deopotrivă de tot ceea ce însemna excepție la standul fiecărui liceu și de modalitatea în care gazdele, reprezentanții, deci, reușeau să comunice cu ei. A fost un entuziasm general, după părerea mea. I-am văzut cum se bucurau, cum se întrebau, curiozități, cereau informații, li se ofereau pliante, li se ofereau anumite broșuri, mijloace de imagine și de promovare a liceului respectiv. Bun, acest târg, cum spuneați, va fi completat în perioada următoare. Pe de o parte, avem unele licee care își fac propaganda, au început-o deja, deci merg și se întâlnesc cu copiii chiar în școlile lor. Pe de altă parte, avem copiii care uneori ajung să vadă liceul respectiv la fața locului. Adică sunt școli de organizează în fiecare an acest lucru, adică un fel de caravan în care merg și trec prin mai multe licee, sunt primiți să vadă un laborator, să vadă, să zicem, o plasă, să întâlnească cu câțiva profesori, ca să treacă puțin așa peste șocul ăsta de a trece la... Că mulți se sperie, mai e și o problemă, nu mă duc, ca există și chestia asta, nu mă duc la liceul respectiv că acolo se cere uniformă sau este mai autoritar, să spunem, administrația. Mă duc la... sau invers, sunt părinți și chiar copii, merg acolo, că acolo e siguranță, nu intră persoane străine și alte lucruri. Contează și aceste lucruri în momentul când se face opțiunea. Este adevărat, astea sunt chestiuni care țin de modul în care fiecare unitate de învățământ își realizează managementul, în care își pune la punct sistemul de siguranță în școala respectivă, regulamentul de ordine interioară privind, eu știu, relațiile care trebuie să existe în interiorul instituției, comportamentul elevilor, al profesorilor, eu știu, anumite norme și... Eu cred că nu trebuie să îi sperie faptul că în anumite unități de învățământ se cere uniforma sau există o disciplină riguroasă, pentru că acolo unde este disciplină se realizează activitatea de învățare, activitatea de instruire și educație la parametrii de, să zic, performanță și excelență și trebuie să îi încânte mai mult preocupările pentru formarea lor în domeniul cunoașterii și al abilităților viitoarelor specializări. Elemente de disciplină și astea sunt lucruri de excepție. Consider că școala trebuie să fie un spațiu al siguranței, un spațiu în care să se respecte normele de conviețuire, de colaborare și să se respecte în același timp statutul profesorului, al elevului, pentru că acestea sunt cele două entități cuprinse în educație și e bine să fim deschiși față de performanță. Bine, deopotrivă. Pentru un elev de clasa 8-a poate contează și asta, sau poate pentru părinții care știu că dacă mai este mai departe de oraș, atunci îl lasă din mână pentru o perioadă, adică supravegherea este mai relativă. Da, agitația citadină cred că nu ar trebui să influențeze. Suntem pe final de emisiune, da? Și totuși vă mai citesc un mesaj care a venit acum. Da? Spune așa: sunt din Novaci și aș fi vrut să văd și oferta de la liceele din Târgu Jiu. Mărturisesc că încă nu au primit-o copiii, probabil un părinte, n-au primit-o copiii la școală. Ce aș putea să fac în această direcție? Deci așteptați broșura, că sigur ajunge în broșura câteva zile. Plus vizitarea site-urilor anumitor licee din Târgu Jiu, unde va găsi și imagini, va găsi și date și informații necesare domnul respectiv, plus că noi o să punem pe site-ul Centrului Județean de Resurse câteva imagini de la târgul de ofertă, dar cred că acestea nu vor fi îndeajuns de potrivite ca să răspundă dorinței dumnealui. Oricum, dacă va consulta site-urile unităților de învățământ, va găsi informația pe care o dorește. Și bineînțeles că va căuta întâi toate liceele pe care le dorește. Cu siguranță ar mai fi și alte întrebări. Timpul alocat emisiunii astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la emisiune, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu plăcere. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, am vorbit de târgul de oferte educaționale organizat de CJRAE Gorj. Domnul director Ion Elena a fost în studio. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!